Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi sunt într-o zi de sărbătoare, dar am amorțit în casă. Și am zis că între timp hai să vă mai arăt eu ceva. Iată, am aceste rame. Cam acesta e ultimul pachet care mai am de făcut, de găurit. Am zis, hai să vă arăt ce am făcut eu între timp. Avem aici dispozitiv de găurire, ci că se numește, o bucată de scândură. Și aici am dat o gaură, am pus un opritor. Aici au bucat două bucăți de scândură, una pentru să vă arăt. Scoatem-o. O ramă, deci am făcut această parte, două bucățele, ca să cuprindă această parte a lațului și în partea superioară, partea superioară. După care am măsurat să am găuri, am 5 găuri, atâta dau la ramă, atâta o să vin așa, 5 găuri. Și vom da găuri pur și simplu. Merge să dăm găuri la două speteze odată. Avem aici două bucăți. Le introducem înăuntru. Deci le-am introdus și iată cum vin ele. Aici e partea de jos, așa în opritor și găurile pe mijloc. O să vă mai zic ceva după ce le dau găuri. Avem această mașină de găurit. E destul de simplu. A durat până am găurit astea două speteze. Iată. Așa arată cu găurile date. O să mai vină date, o să mai pun niște nituri. E o altă operațiune. Dar fiindcă dau găuri așa ușor, niturile va fi mai ușor de pus. Am și acolo o tehnică aparte. Hai să mai dăm niște găuri. Să facem un filmuleț acolo cât de cât. Să vă mai țin din plictiseală. Eu nu m-am plictisit, sincer. Acum afară da soarele. Să mai avem niște găuri, așa, între timp până mai vorbim cu ceva. Am zis că vă mai zic ceva. Da, vă mai zic ceva. E că se poate folosi și o bormașină de mână cu un burghiu de 3. Așa decurge lucru cu ea. Nu opresc mereu mașina de găurit. Așa lucrez eu cu această, cu acest dispozitiv. Am mai văzut tot felul de dispozitive, dar am zis că ăsta e cel mai ușor de lucrat cu el. Pentru mine e ușor de lucrat. Depinde de fiecare. Să vă mai arăt ceva. Iată
această jucărie. Cred că începătorii sunt de obicei tentați să cumpere acest dispozitiv. L-am luat și eu acum câțiva ani. Oricât m-am chinuit cu el, n-am reușit să fac treabă cu el. Deci e foarte, foarte prost. Deci nu dați bani pe așa ceva. Nu folosește la nimic. E o jucărie și cu asta basta. Pentru începător, faceți așa ceva. Și o bormașină simplă de mână, care o găsesc și cu 60 de lei, dacă știu bine. Un burghiu de 3, o scândură, două bucățele de tablă și încă câți doi lățișori aici și vă faceți un dispozitiv de a face găuri. O bormașină de 60 de lei. Acum, dacă găsiți și mai ieftin, și mai bine. Eu, unul, așa consider eu că e mai ușor. N-am vrut să fac acest filmuleț, dar am zis, hai să vă arăt cum procedez. Simplu, da? Și poftă de lucru să aveți, da? Acum depinde câte familii, că la 5 colonii o să vă folosească acest dispozitiv și peste ani de zile. La 5 colonii, să zicem, vreo 20-30 de rame pe an. Eu la aproximativ 40 folosesc 300 de rame, dar nu cred că le voi folosi toate, vom vedea. În funcție de cum vor evolua familiile albine, că ele au crescut acum. Sunt mari.